Bună și bine v-am regăsit, bine ați revenit pe acest canal parfumat. Astăzi vă întâmpin cu noutăți din mai multe puncte de vedere. Avem și lumânări parfumate, dar și parfumuri. Am aici lângă mine 3 parfumuri arăbești, 2 de designer și un set de parfumuri vintage. Deci trebuie neapărat să vi le arăt, pentru că sunt atât de drăguțe și nu includ eu mereu parfumurile vintage în clipurile mele, asta pentru că nu le găsiți sau le găsiți destul de greu sau nu sunteți interesate de parfumurile vintage, dar îmi place o sticluță atât de mult încât trebuie neapărat să împărtășesc cu voi. Vreau să vă arăt lumânările parfumate, pentru că stau ele aici de ceva timp, așa frumos ambalate și nu mai rezist să le țin așa. Avem aici un cuplu, asta este aroma mea preferată de la Silvia. Silvia este cea care face aceste lumânări, care miros atât de bine. Nu știu, poate ne spune ea în comentarii, că uit mereu aroma, cum se numește, dar este o aromă lăptoasă, este gurmandă, îmi place mult de tot și este preferata mea. Cuplul acesta o să-l scot eu din ambalaj, dar o să-l păstrez de decor. Ok, mai departe am această lumânare parfumată pe care Iulia a și luat-o. De-abia aștepta să filmez clipul acesta, să le vedeți și voi așa cum le-am primit și să o aprindem pe aceasta. Are un ursuleț aici, este tare drăguță. Oricum, Iulia, când le-a văzut, nici nu s-a gândit nicio secundă că nu este a ei asta. Ea ei, da? O să ne bucurăm împreună de aroma ei. Și asta miroase foarte bine. Și arată într-un mare fel. Pe Silvia o găsiți pe Instagram cu Matias Kendall. O să vă pun un link în descriere. Și mai am aici un mărțișor, mi s-a părut o idee foarte bună de mărțișor, arată foarte, foarte bine și vreau să vă spun că pregătește produsele pentru Paște. Duceți-vă la ea pe Instagram să vedeți ce noutăți o să aibă, probabil iepuraș, ouă și așa mai departe. Oricum sunt foarte frumoase, foarte frumoase și miros tare, tare bine, dar folosește și ceară soia 100%. Știți că este mai sănătoasă aceasta și mai ales că și ea este o mămică tare drăguță, se gândește și la cei din jur. Haideți să trecem la parfumuri. O să începem cu acest parfum pe care îl găsiți voi pe Dubai Collection. Este vorba despre Arwa sau Arwa de la Paris Corner. Un parfum care are ca și note iasomie, trandafir, piper ros și ylang ylang în deschidere. În mijloc avem fructe roșii, paciuli și caramel, iar în bază avem mosc, vanilie și ambră. L-am luat cu gândul că o să fie un parfum efervescent, că o să fie un parfum fructat, efervescent, luminos. Nu este ce mă așteptam eu să fie, dar o să vă zic imediat cum mi se pare. Oricum prețul lui este unul foarte bun, este 80 și ceva de lei. Și sinceră să fiu, când l-am primit am fost un pic dezamăgită, pentru că mă așteptam să fie altfel, total diferit decât este, dar totuși am văzut cum se dezvoltă și pot să spun că este un parfum frumos. Așa arată sticla, arată foarte, foarte bine. E bine făcută, chiar e o sticlă bună, mai ales pentru prețul pe care îl are parfumul ăsta, arată super bine. O să pulverizăm parfumul acesta. De mult îmi face cu ochiul acest parfum, dar l-am văzut la Ana și am zis ok, gata, mi-l comand. Ei, bine. Eu mă așteptam să fie un parfum efervescent și luminos. Acum știți cum e, fiecare înțelege cuvântul acesta, magic a fost pentru mine cuvântul acesta, efervescent, asta m-a făcut să iau parfumul. Dar mie nu mi se pare efervescent. Nu știu cum să vă explic eu, pentru mine efervescent înseamnă ori să fie un citric așa foarte zemos,
și un pic acidulat așa, ori să fie cum să zic eu, așa ca o șampanie, o aromă ca o șampanie așa. Dar nu, acesta este, da, o să vă zic și după note, să vă spun ce simt și ce nu simt. În primul rând că nu găsesc fructe roșii în parfumul acesta. În deschidere are iasumie, trandafir, piper roșii, ylang ylang. Miroase a flori galbene. Nu pot să zic că simt aroma aceea de ylang pe care o simt în alte parfumuri. Nu simt fructe roșii deloc. Chiar mi se pare că parfumul acesta miroase a galben. Mă duce cu gândul la fructe galbene, la flori galbene. Este un parfum dulce, dar un dulce de purtat primăvara și vara. Și nu știu de ce, dar mă duce cu gândul la corcodușe coapte. Corcodușele acelea galbene coapte. Clar, pentru mine miroase a galben parfumul acesta. În deschidere mai ales miroase a flori din astea galbene. Apoi, ce îmi place mie foarte mult la el, că apare piperul. Și cumva este un miros de fructe galbene cu un pic de piper, un pic spicy. Nu pot să zic că pot să pun mâna pe fructe, pot să pun mâna pe flori, nu pot să zic asta. Doar că e dulce, fructat și apare apoi piperul acela roz, care îl face un pic spicy și mi se pare interesantă combinația asta de fructe dulci și ceva spicy. Da, v-am zis, este un parfum care mie miroase a galben, a flori galbene, a fructe galbene. Și da, este dulce, nu pot să zic că simt vanilie sau caramel acolo. E o combinație de fructe galbene, flori galbene și o bază dulce. Dulce, atât pot să spun. Pentru prețul pe care îl are el, miroase foarte bine, mi se pare un parfum de zi cu zi, un parfum care este plăcut. Nu pot să zic eu că simt anumite fructe, doar că, v-am zis, e interesant, e frumușel, chiar e drăguț parfumul. Nu este ce mă așteptam eu, dar se dezvoltă frumos și oricum trebuie să-l mai las să se așeze și trebuie să-l port să văd cum se dezvoltă. O să revin cu impresii, o să revin. Următorul parfum este unul de pe Dubai Soul. Tot de acolo ați văzut voi la mine și parfumul inspirat de Aura și știu că ați comandat și voi și chiar vă aștept în comentarii să-mi spuneți cum vi se pare. De această dată vorbim despre So Chic. Este un parfum cu un print tare drăguț. Este un parfum Hemani, Wasim Badami, un parfum inspirat de So Scandal de la Jean Pogotier. Acesta are ca și note zmeură, floare de portocal, iasomie, lapte și vanilie. Așa arată sticluța. În primul rând am observat că are o concentrație mare de ulei. Asta pentru că atunci când am pulverizat parfumul a rămas pe sticlă și vedeți că sticla are acest sticker pe ea. A intrat parfum pe aici și nu mai stă chiar la locul lui acest sticker, dar partea bună este că are concentrație mare de ulei, pentru că este un parfum foarte intens. Și dacă știți So Scandal, zic eu că seamănă, din ce mi-amintesc eu, pentru că nu am găsit mostra de So Scandal, dar oricum are izul acela de scandal, are dulceața aceea pe care o au parfumurile astea. Este un parfum cu iasomie, este un parfum cremos, este un parfum lăptos, este dulce, este feminin. Pentru persoanele care iubesc parfumurile gurmande, chiar este un parfum foarte, foarte frumos și mi-a plăcut tare mult cum arată sticla aceasta. E colorată și foarte potrivită pentru primăvară și parfumul este unul destul de versatil, dar
Mi se pare și el foarte potrivit acum primăvara. Deci avem un floral gurmand. Avem o iasomie foarte frumoasă în parfumul acesta. Este un parfum vesel, este dulce și foarte feminin. O să mai discutăm cu siguranță și despre So Chic. So Chic. Îmi place mult sticluța asta, are o cutie foarte mare, trebuie să o dau mai încolo pentru că nu am loc în cadru. Așa. Și trecem la următorul parfum care a ajuns la mine ieri și pe care l-am și purtat. Este vorba despre Cașaf de la Latafa. Are o sticlă superbă parfumul acesta. Și vreau să vă spun că TikTok m-a făcut să-l cumpăr. O fată de pe TikTok, nu mi-amintesc exact cum o cheamă, dar așa arată sticla. Dar vorbește despre parfumuri acolo. Îmi place foarte mult albastrul acesta. Haideți să vă spun și ce m-a convins să-l cumpăr. În primul rând este asemănat cu La Capitale de la Xerjov, un parfum la care m-am tot uitat eu pe Fragrantica și îmi plăceau foarte mult notele. La Capitale, care este și el asemănat la rândul lui cu Mula Mula. Și știți că eu ador Mojo, care este clonă după Mula Mula, deci e greu, e foarte greu de explicat. Dar prețul acestui parfum este 56 de lei pe Vivantis. Puneți mâna pe el până nu îi va crește prețul, pentru că încep să vorbească despre el mai multe persoane și multă lume îl asociază cu La Capitale de la Xerjov. Deci, când l-am mirosit prima dată, a fost wow, 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 dragoste la primul puf, nu pot să cred, e minunat, e superb. Dar vedeți voi că mă impresionează pe mine unele parfumuri, nu neapărat că sunt ele cele mai parfumuri, ci pentru că este vorba de preferințe, da? Cum nu m-a dat pe spate Arva, asta pentru că mă așteptam la altceva. Și da, este vorba de preferințe, nu înseamnă că acest parfum nu o să fie pe placul multor persoane, nu, nu. Pe mine m-a impresionat Cașaf, pentru că se apropie foarte mult de ce voiam eu să fie. Îmi place foarte mult pentru prețul ăsta, o sticlă atât de bine făcută, cu un capac greu metalic, o sticlă grea, nu știu, arată bine din toate punctele de vedere, nu are niciun mic defect, nu știu, e perfectă. Culoarea asta, albastrul acesta royal și parfumul. Și parfumul este unul dulce, dulce și fructat. O să vă zic imediat despre notele acestea pe care le găsim pe Vivantis la parfumul Cașaf. Are trandafir în deschidere, în mijloc are coacăz negru, zmeură și șofran și în bază, în fundație, cum zic ei, avem mosc, lemn de agăr, ud și lemn de santal. Ce simt eu în el? Este o combinație de fructe, o combinație de fructe pe care o simt eu și în Mojo, doar că aici nu este atât de... Deschiderea nu este atât de luminoasă, nu este atât de, nu este proaspătă condimentată, nu este un parfum așa juicy cum este Mojo. Aici avem mai multă vanilie, avem o combinație de fructe cu vanilie, nu știu, este o bază dulce foarte mișto, foarte faină, poate că este și un ud acolo, dar sincer nu... Nu e nimic deranjant dacă miroseam parfumul ăsta și nu vedeam notele, în niciun caz nu mă duceam cu gândul la ud, nu. Pentru mine este un parfum fructat, vanilat, cald, dulce, foarte frumos, foarte frumos. Dacă vă plac parfumurile dulci, nu-l ratați, mai ales că este atât de, are un preț atât de mic pe Vivantis. Și cu siguranță știți cum este, când devine un parfum popular, crește prețul și mie îmi place foarte mult. Deci,
pot să zic că seamănă cu mojo, doar că este varianta vanilată, caldă. Da, nu este așa juicy, nu este așa efervescent. E varianta asta mai plină, mai densă, mai vanilată, deci avem o bază vanilată, poate și niște caramel, oricum o bază dulce, pudrată, să zic așa, dar se simt fructele acelea. Îmi place atât de mult. Este foarte frumos parfumul. V-am zis, nu îl ratați pentru că este superb. Și poate îl prindeți și la prețul ăsta bun de pe Vivantis, pentru că am văzut că pe alte site-uri nu este atât de prietenos. Oricum, nu are un preț mare, merită și 100 și ceva de lei. Cu siguranță merită și cu siguranță va avea un preț și mai mare pe viitor, dar eu l-am luat la un preț foarte bun. În orice caz, mai vorbim despre parfum. Eu v-am spus, l-am primit ieri dimineață, l-am purtat, l-am simțit pe mine toată ziua, este intens, deci nu vă faceți griji că e bun din toate punctele de vedere, este minunat, minunat și atât de mult mă bucur când găsesc parfumuri la prețuri atât de bune care să mă dea pe spate. Da, m-a dat pe spate, ca așa, sincer. Înainte să trecem la următorul parfum care mă pregătește de vacanța de vară, de vacanța la mare, nici nu a venit bine primăvara și eu mă gândesc la mare și la soare și la vară. Dar da, parfumul ăsta acolo mă duce cu gândul. Dar vreau înainte să vă mulțumesc tare mult pentru inimioarele pe care mi le-ați dat la clipul trecut și v-am încurajat și vă încurajez să faceți treaba asta. Mie îmi place foarte mult și emoticonul acela la lea și buchețelul de flori. Vă încurajez să faceți asta pentru că știu că timpul este prețios. Poate și mie, de fapt nu că poate, mi se întâmplă de foarte multe ori să mă uit la fete și să nu comentez. Asta pentru că am căștile pe urechi și am un playlist și îl ascult acolo, mă uit în același timp, dar fac și altceva în timpul ăsta. Și știu, uneori nici eu nu simt nevoia să comentez, poate n-am nimic de zis, dar de asta vă și încurajez să lăsați un emoticon, pentru că de multe ori și eu am simțit nevoia să las acolo o inimioară sau o floricică. Dar m-am abținut pentru că nu vreau să pară că atât am putut. Dar eu înțeleg că avem probleme cu timpul, cu toții, și de aceea vă încurajez să faceți asta și dacă simțiți nevoia sau aveți întrebări, vă aștept cu mare drag și cu comentarii. Haideți să vă arăt parfumul pe care eu vreau să-l testez de mai mult timp, dar am zis să iau o parțială, să văd cum mă înțeleg cu el și apoi, dacă îmi place atât de mult, o să cumpăr o sticlă full size. Ca și Acqua di Gioia, nu mă impresionează așa la primul nas sau în deschidere. Nu am apucat să-l port, să văd cum se dezvoltă. Știu că Acqua di Gioia, așa mi s-a părut și el, că miroase fresh. Ce să zic? Nimic deosebit, dar când l-am purtat, da, am început să-l iubesc purtându-l pe Acqua di Gioia. Din nou, vi-l super recomand pe Acqua di Gioia, EDP-ul. Eu am și EDT în colecție, îmi place și acela, seamănă, dar apa de parfum este un parfum deosebit. Deosebit, un parfum care persistă vara, care primește complimente, este proaspăt, e minunat. Și vreau să văd cum se dezvoltă și acest Ocean di Gioia și sper ca și acesta să se dezvolte așa frumos cum este Acqua di Gioia. Cred că mai îmi trebuie în colecție, în mini colecția asta de la Giorgio Armani, Terra di Gioia, care și acela este un parfum foarte, foarte frumos și îmi completez mini colecția. Ei bine, Ocean di Gioia se deschide cu note verzi, cu citrice și pară și chiar se simt notele verzi. Deschiderea este cumva fructată verde, dar cumva mă duce cu gândul la aroma pe care am simțit-o în măștile de față, ceva, sau
produsele de skincare cu castravete sau cu aloe vera. Verde la modul acela. Nu știu, mă duce cu gândul la niște produse din astea de ten. Adică o deschidere proaspătă și ușor verde. În mijloc avem iasomie de apă, sare, lăcrămioare și trandafir, iar în bază avem mosc și santal. Da, este un parfum proaspăt, verde, acvatic și cu un iz ușor sărat. Este și puțin dulce așa, dar proaspăt. Atât pot să vă spun momentan, vreau să-l port, să văd cum se dezvoltă, să văd cum se simte în aer, cum proiectează și o să revin cu impresii cu siguranță. Așa, până acum, din ce am văzut, este un parfum proaspăt și perfect pentru vară. Haideți să vă arăt un parfum care m-a impresionat și de la care nu aveam așteptări prea mari. Nu știu, l-am ocolit foarte mult timp, dar este superb. Este un parfum care mi se potrivește de minune și se numește Wanderlust. Am testat la un moment dat Wanderlust Sublime, un parfum de la Michael Kors care are și niște flori tropicale, dar este ambrat, sexy, tropical, așa foarte plăcut, doar că acela nu se mai găsește, dar pe acesta l-am ocolit. Da, nu se duc în aceeași zonă, acesta este mai migdalat, mai lemnos, dar este superb și el. Și el are ceva sexy acolo. E foarte frumos, foarte frumos. Nu mă așteptam la asta. Wanderlust este un parfum care se deschide cu migdale, piper roz și bergamot. Avem în mijloc heliotrop, iasomie, sambac și garoafă. Iar în bază avem santal, cașmir și benzoin. E foarte frumos, este un parfum cozy, este pudrat, este dulce, dar eu regăsesc ceva din Wanderlust Sublime în el. Nu știu ce e. Nici nu am analizat notele să văd ce au în comun, dar este un parfum foarte frumos, e bun și acum primăvara, e pudrat, e dulce, e migdalat, nu știu ce simt eu în el, dar... Poate lemnul ăsta de santal, nu știu, este și cremos. Foarte frumos este, deci regăsesc ceva în el din Wanderlust Sublime, parfumul acela care m-a dat pe spate, nu știu, mi-a plăcut foarte mult. Mi-aș dori să-l mai testez sau, de fapt, ce rost are, că oricum nu se găsește. Dar știu că mi-a rămas gândul la el și nu l-am mai găsit. Bine, nici nu pot să zic că l-am căutat foarte mult, dar mă bucur să-l am pe acesta în colecție. Are și el ceva din Wanderlust Sublime, dar diferă totuși mirosul. Acela, v-am zis, este mai tropical, mai ambrat, acesta este mai migdalat, mai pudrat, dar are acel ceva. Foarte frumos parfumul. Testați-l, poate nu v-a atras nici vouă atenția, cum nu mi-a atras nici mie atenția până acum, dar s-a nimerit să-l iau și îmi place foarte, foarte mult. O să vă mai povestesc oricum și despre el. În general, încerc să revin cu impresii despre toate parfumurile pe care le vedeți în haul-uri, pentru că sunt cumva primele impresii. Și am terminat cu parfumurile, dar vreau să vă arăt un set de miniaturi de la Nina Ricci, o să-l desfac să vedeți cea mai frumoasă sticlă de L'Air du Temps. Din păcate, pentru că am făcut niște mutări în cameră, nu mai am lumină naturală cam deloc. Așa că o să folosesc lumina artificială. Încerc eu să fac în așa fel încât să fie bine. Eu, să știți că pe unele nu le cunosc, dar mă uit pe cutie. Avem faruși. Acesta este faruș. Apoi avem Fleur de Fleurs. Imediat îl scot de aici. Iese mai greu din cutia asta. Fleur de Fleurs. Cât de micuță e, uita!
uitați-vă și voi. E foarte micuță. Sunt atât de mici. Nu știu dacă am văzut miniaturi mai mici decât astea. Și uitați-vă la Lerdutam. Uitați-vă că este cât unghia mea. Deci sticluța este cât unghia mea. Doamne! Și uitați-vă capacul. Este ceva superb. Acum o să-mi vedeți și unghiile mele în detaliu, că nu sunt cele mai superbe și nici m-am apucat să le fac. Să știți că dacă folosesc o gel naturală, trebuie să-mi fac unghiile cam la 2 zile și nu am mereu timp și nici nu vreau să apar cu ele foarte urâte în clipuri pentru că nu-mi place. Așa, este superb, superbă. Pentru asta am vrut să vă arăt setul acesta și pentru următoarea este Premier Jour Eau de Parfum. Nu știu ce să zic. Și mai avem aici Nina. O de toalet, Nina. E drăguță și ea. Tare drăguță este. Sunt foarte frumoase și am vrut să vi le arăt și vouă pentru că mi se pare un set deosebit. Sincer să fiu, eu nu am auzit de faruși, nu am auzit de fleur de fleurs, nu am în colecția mea, dar am sticla de Lerdutam. Da, și cam aici se încheie videoclipul acesta. Sper că v-a plăcut, sper că v-ați bucurat alături de mine, că v-am adus niște informații utile sau pe care le căutați. Noi ne vedem în curând cu un video nou, însă nu uitați să vă abonați dacă nu ați făcut-o încă, să împărtășiți cu prietenii voștri, mă găsiți și pe Instagram, aveți în descriere linkul. Puteți să intrați și pe grup, deși, sinceră să fiu, pe grupul de Facebook nu prea am timp să postez. Dar asta pentru că postez destul de des aici pe YouTube, dar promit, mai ales cele care sunteți acolo, că atunci când văd chestii interesante, le pun acolo pe grup. Da? V-am pupat! Ne vedem în curând! Pa, pa!